Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, vă spune Alexandra Vasile. Ne aflăm în Lanul cu Lavandă, din apropierea orașului Năvodar, spre Lumina. Alături de noi se află domnul Cetei Gheorghe, este, să spunem așa, antreprenor. Dânsul deține această minunăție. A pornit o afacere cu lavandă și vrem să vorbim în minutele următoare despre bucuria din acest câmp al aurului mov, să spunem așa, și viața de antreprenor. Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre și pentru cei care nu vă cunosc, pentru început aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Mă numesc Cetei Gheorghe, sunt proprietarul al acestei culturi. Din anul 2018 am preluat suprafața deja cu lavandă. Eu am descoperit această pasiune anterior de a o prelua ca și proprietar. Ce să vă zic, că e o minunăție. Am descoperit că pe lângă plăcerea care oferă vizitatorilor, ne oferă și nouă o relaxare, ceea ce la bloc nu o avem. Ne bucurăm an de an de oamenii care vin și manifestă o bucurie de plină pentru a face poze. Avem cadre minunate aici care vă ajută să vă relaxați. De unde a pornit această pasiune? Cum a început totul? Pot spune că din copilărie. Tatăl meu, agricultor de când îl știu, mă lua cu el pe câmp și de acolo pot spune că am captat această atenție către agricultură. Ulterior, eu am devenit polițist, m-am lăsat, am ieșit la pensie și am continuat cu această floare minunată. M-am mutat în Constanța, stând la bloc, și am zis să îmi fac o ieșire, atât pentru mine, cât și pentru soție, pentru familie, cât și pentru cei care ajung aici. Automat, pentru cei care ajung, ne bucură enorm. Ați creat așa un mic colțișor de rai, am putea spune, pentru că aveți decoruri minunate. Cum, de unde v-ați inspirat? Cine v-a ajutat să le realizați? Pot spune că inspirația a fost pe moment sau de pe internet ne-a mai inspirat, dar pur și simplu din vizitator ne-a mai dat o sugestie, am preluat-o, ne-am bucurat de fiecare dată când cineva a venit cu sugestii, am fost deschis oricăror sugestii, am văzut că este ceva frumos și am zis să oferim bucurie celor care vin să se relaxeze puțin aici, cu familia, cu prietenii, cu copiii, de la bebeluși până la vârstă înaintată, până la 80 de ani, am avut vizitatori români și toate, pot spune că am avut americani, toate națiile pot spune că au trecut pe aici, s-au bucurat enorm. Până unde în lume a ajuns lavanda de la dumneavoastră? Cam cel depărtat, așa, Japonia, am avut japonezi în vizită, America, care e țara tuturor posibilităților și visurilor. Mi s-a părut ceva extraordinar și plăcut. Cât de mult munciți aici? Pentru că presupune un efort, presupune muncă. Începând cu luna februarie, începem la buruieni, că asta este principalul dăunător al acestei plante. În celelalte părți nu au dăunător sau cum să vă zic eu, e o plantă rezistentă, nu prea pretențioasă, îi trebuie soare mult și umiditate cât dă Dumnezeu. Un sfat pentru cei care ar vrea să pornească o astfel de afacere, care ar fi pașii, ce dificultăți ați întâmpinat, ce le puteți comunica? Da, se presupune că la început, dintr-un singur fibicel, care mai mare ca acesta nu este,
va trebui îngrijit timp de 3 ani ca să dezvolte o tufă mărișoară, după care practic se auto-protejează. Ea prin dezvoltarea ei rapidă înaintea buruienilor vine și umbrește acele buruieni, după, doar pe partea de intervale, între rânduri mai trebuie prelucrat. Noi folosim lucruri mecanice cu motosapă, motocoasă, nu folosim erbicide, vrem să fie o plantă eco, deoarece și noi folosim produsele care le obținem. Ce produse obțineți? Principalul produs și elixirul acestei plante este uleiul esențial, care este folosit în aromoterapie, masaj, creează o stare de liniște, de relaxare. Atunci când simți o stare așa de neliniște, aplici câteva picături, le dai pe la tâmple, pe la nas și simți așa o stare de relaxare. Pentru ce afecțiuni este benefic uleiul de lavandă? Prin sinea lui, lavanda creează o stare de relaxare, de liniște și din ce am mai citit, are mult mai multe beneficii și pentru sistemul circulator. Care ar fi secretele succesului, să spunem așa, unei... Pasiune. Pasiune nu se face nimic. Deci am îndrăgit această plantă și poate de aceea am ajuns aici. Putem să spunem că este a doua dumneavoastră iubire? După familie? A treia. A treia? Bine zicem, prima soție, a doua copii și a treia. Deci a treia. Vă gândiți să extindeți ceea ce aveți aici? Ne-am gândit să extindem, dar presupune fonduri care nu dispunem deocamdată. Vă gândiți să accesați fonduri europene în viitor apropiat? Ar fi o soluție? Dacă copiii mei încearcă să intre în business-ul meu, să-i atrag, eu încerc să-i atrag cu tot ce pot, vor accesa și fonduri. Eu am depășit vârsta la care pot să accesez fonduri. În încheierea interviului aș dori să transmiteți un mesaj pentru toți cei care ne urmăresc, pentru toți contențenii și toți turiștii care ajung pe litoral. Da, vă mulțumim pentru că ne vizitați, mulțumim pentru sfaturile și bucuria pe care ne-o acordați atunci când ne treceți pragul, cum se spune, și vă așteptăm să vă bucurați în continuare, să veniți cu prietenii, cu rudele, cu bunicul, cu cățelul. Nu e nicio opreliște din partea noastră, primiți, intrarea este liberă și decorul care le-am amenajat. Decorul de poveste unde se pot realiza fotografii minunate. Da, mulțumim mult pentru plăcerea de a vă oferi acest mic interviu. Vă mulțumim mult!